Joaca unui copil de 8 ani din județul Sibiu s-a încheiat tragic. Era la școală, loc în care te aștept să fie supravegheat în permanență, însă nimeni nu era în preajmă când o poartă metalică de pe terenul de sport s-a prăbușit peste el. Copilul a ajuns la spital și va mai rămâne internat pentru câteva zile. Incidentul a avut loc în școala din Boian. Copilul este elev în clasa a doua. Într-o pauză a ieșit în curte să se dea într-un leagăn improvizat pe bara metalică de la poarta de fotbal. Sudura de la unul din capetele porții a cedat, copilul a căzut pe spate, iar bara metalică i-a venit peste față. Învățătoarea i-a anunțat pe părinți și a chemat ambulanța. Era în pauză, din ce zice el, ci că doamna învățătoare ar fi fost sus pe trepți. L-a văzut când a căzut aia pe ea. Ea a scos de acolo bara aia de când știu eu. Nu era o bară ca să fie o bară înstărită și că și eu am făcut 8 clase acolo. Și că clasa 8 a pus-o decât așa în picioare, că ea e ruptă și decât a așezat niște cărămizi pe lângă ea. Și a legat niște leagăne cu sfor. A văzut și el că sunt leagăne acolo, ca orice copil s-a dus să se dea pe leagăn. Copilul a fost adus la spitalul din Sibiu. Aici va fi supus unei operații de reconstrucție facială. Prezenta o fractură de oase proprii nazale, a primit îngrijiri medicale, iar în cursul zilei de mâine va fi supus unei intervenții chirurgicale. Conducerea inspectoratului școlar anchetează cazul pentru a afla ce s-a întâmplat. Trebuie să avem în vedere o mai mare grijă a cadrelor didactice până la intrarea elevilor în clasă și nu acceptarea oricăror ieșiri din partea acestora. Părinții copilului rănit sunt deciși să depună plângere la poliție.